Camera de Comerț și Industrie Suceava facilitează găzduirea unei vizite efectuate de Camera de Comerț și Industrie Română-Germană în numele Ministerului Bavarez pentru Economie și Media, Energie și Tehnologie din delegație, făcând parte mai mulți reprezentanți ai unor companii bavareze. Potrivit președintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, vizita face parte dintr-un program mai amplu ce se va desfășura la București, Suceava și Iași în perioada 15-18 octombrie. Programul delegației din Germania va include organizarea unui workshop cu agenții economici din județul Suceava, care va avea loc în data de 17 octombrie 2018, începând cu ora 8:30. Întâlnirea va urmări facilitarea de relații de colaborare între firmele participante din județul Suceava și din Landul Bavaria din Germania. La întâlnirea de pe 17 octombrie sunt invitate să participe firmele interesate în dezvoltarea de relații de colaborare în domenii precum electrotehnică, electronică și energetică, industria construcțiilor, prelucrarea lemnului și industria mobilei, construcții de mașini pentru domeniul agriculturii și silviculturii, producția și preluarea metalelor, a textilelor și îmbrăcămintei, construcții de mașini, logistică și tehnologii de mediu. Reprezentanții companiilor din județul Suceava care vor să participe la acest eveniment trebuie ca până pe data de 4 octombrie 2018 să completeze un formular de înscriere disponibil pe site-ul Camerei de Comerț și Industrie Suceava.